Salutare! Vreau să vorbim despre monitoare nu doar pentru gaming și nu doar pentru productivitate, ci despre monitoare ce sunt bune pentru orice tip de activitate, adică și cele două menționate mai sus, dar și Office. Prima dată trebuie să vă uitați la tipul panoului. Acesta trebuie să fie IPS pentru a fi bun și la editare foto-video, însă nu este neapărat obligatoriu, numai în cazul în care vreți o reproducere cât mai fidelă posibil a culorilor în acel buget. Evident, OLED-ul sau AMOLED-ul e mai bun, însă sunt puține monitoare și sunt foarte scumpe cu acest tip de ecran. Timpul de răspuns de 1 milisecundă și rata de refresh de minim 144 Hz pentru a fi bun și la gaming în același timp. De preferat ar fi să aibă DisplayPort pentru a fi sigur că duce 144 Hz. Totodată, lipsa acestui port poate indica că este un monitor mai vechi. Rezoluția minim Full HD, mă gândeam că e destul de logic, dar am zis să menționez 2K de preferat și 4K în mod ideal. Evident, aici depinde de buget. Dar Full HD pentru un buget mai mic este arhi suficient. Evident și pentru un calculator mai slab. Diagonala zice între 23 și 27 de inch pentru un Full HD, până în 32 pentru un 2K și 4K de acolo înainte, să zic așa. Bine, ideal ar fi o diagonală cât mai mică cu o rezoluție cât mai mare, ca să se vadă cât mai bine. Suprafața, evident, să nu fie lucioasă, monitorul trebuie să poată fi folosit în mod portret. Și o să spuneți voi acum, măi Rareș, dar de ce trebuie să fie folosit în mod portret? Că nu mă joc CS în mod portret. Nu editez în mod portret, păi băiatule. Păi nu, dar avem și activități de tip Office, nu? Adică când avem de citit vreo 100 de pagini, să zic, e ideal să-l poți folosi în mod portret. Adică uitați-vă aici. 115. Bine că e un PPT, dar am și Word-uri de genul pentru facultate. Dar, apare un dar, dacă monitorul este de tip ultrawide, evident, caracteristica asta pică din prima. Luminozitatea trebuie să aibă măcar, dar măcar 250 de candele pe metru pătrat, asta la monitoarele de buget. Pentru monitoarele mai scumpe, minim, dar minim 350 de candele pe metru pătrat. De ce? Adică doar de la 400 de candele pe metru pătrat în sus, începe HDR-ul să funcționeze cu adevărat. Deci dacă vedeți monitoare cu luminozitate de sub 400 de candele pe metru pătrat care zic că au HDR, să știți că vă mint pe față aceea. Dar da, pentru un monitor de buget, 250 de candele pe metru pătrat este arhi suficient. Adică nu poți să le ai pe toate. Ar mai fi acuratețea culorilor care nu se specifică aici, dar ar trebui luată în seamă doar dacă nu este IPS ecranul. Dacă n-aveți buget foarte mare, a spune că acest aspect e de luat în calcul doar dacă vă luați un TN sau VA. Dacă vă uitați după un monitor de buget precum vi l-am prezentat și ăsta, mergeți pe IPS și nu mai băgați în seamă și punctul nou, adică acuratețea culorilor, pentru că automat va fi mai bun decât orice TN la banii ăștia. Evident, dacă faceți ceva la nivel profesional, acuratețea culorilor e ceva esențial, dar nu despre asta discutăm noi aici. Discutăm de un compromis să fie bun la toate. Acest monitor îl recomand cu căldură, însă nu la banii ăștia, l-am văzut și pe la 800 de lei, înainte de Black Friday cu o lună, cam așa, pe la iMac și pe aici, deci e ok. Chiar și celălalt G1 care are ecran VA și ăla e bun, dar ăsta e mai bun. Eu sper că v-a plăcut, că v-am ajutat, încerc să postez mai des, după cum vedeți, am postat în ultimele 3 zile de 2 ori, s-ar putea chiar a 3-a oară acum, dar chiar aș vrea să duc cât mai sus acest canal, așa că nu uitați de un like, un share și o abonare, de preferat cu clopoțel. Nu uitați să-mi folosiți codul de reducere de la PC Garage din descriere în caz că vreți să vă cumpărați ceva de acolo și vreți să mă ajutați în mod direct. Mai multe detalii aveți acolo. Până data viitoare, am fost Roman, toate cele bune!